Băi, Răzvan, lasă-i mă să vorbească cu el, mă. Sunt prieteni, lasă-i să vorbească. Ce te bași? Nu te best friends forever. Roxana, microfon, problem. Vă faceți prietenii aici! Microfon, vă faceți prietenii! Băi, mă, lași o leacă, că trebuie să-mi joc rolul acum de victimă. Lasă-mă acum. Trebuie să-mi joc rolul. Deci da-mă el la și pe camera ta roșie. Deci pe camera ta roșie cu... Sunt fake, iar ăsta Răzvan. Dar ai luat și poza, ai luat și poza. Fake! Vezi că n-ai voie. Am zis, bă, nu-i de mine aici. Plătește, Roxana, e bogat. Nu pot să stau. Răzvan a plecat din cauza ta cu camera ordinea roșie. Ordinea ta. Ori din cauza lui Ion. A plecat din cauza mea, Răzvan. Foarte. Faceți moderi, sunteți prieteni? Nu. Eu cu el? Cu cel mai bun prieten, mergem la cafea în fiecare zi, suntem best friends. Best friends. Deci am vorbit despre faza de ieri și atâta tot că n-avea rost nici să pună telefonul ăla la microfon, să audă chestia acolo, era ceva de rezolvat. Așa? Și să... Așa? Și gata, nu se mai ceartă. Foarte bine. Nu am nimic cu ea să-și vadă de treabă, eu când văd de treabă mea și atâta tot. Exact, aia a fost. Pleoșcă. Mulțumim, doamna pedagog, mulțumim că ești o pedagoagă bună. Păcat că era lipsit. Da. Vezi că arăt mai bine, de-aia și dormi mai mult. Da? Ai dormit ca să arăți mai bine, nu? Normal. Da? Ai vrut cumva să mă impresionezi să arăți pe mai tine, bine? Pe tine? Dar cine ești tu? Eu? Postul meu, da. Ce treabă mai am? Dă cu buzduganul. Băieți, poți să faci o caiera? Votați-mă în gală. Bătați-mă în gală că am treabă pe acasă să rănesc căței, pisicile. Drum bun. Stai mă că nu vorbeam cu tine, ce treabă ai tu? Păi eu reprezint băieții, ai răbdare, că eu sunt nou consilier a băieților. Purtătorul nostru. Eu, nu prea... eu sunt purtătorul de cuvânt. Dacă vrei să spui ceva băieților, trebuie să spui întâi mie și eu le spun lor, ai înțeles? Dar tu acum îți faci show sau ce faci acum, că nu înțeleg? Îți faci show, nu show. Eu acum am merit masa care am mâncat-o. Stai mă, că n-avem ce treabă cu tine, iar vorbești atunci cu mine. Dar tu ce treabă aveai aici, că nu înțeleg. De fapt, eu? Tu te-ai băgat în discuția mea, care era cu Ela și cu Mariana. Păi n-ai nicio treabă tu, măi băiatule. Deci tu să-mi plătești comisiuni, păi că mi-ai stricat materialul. Păi tu oricum vorbești acum, când n-ai vorbit. Tata, un an. Deci unul la mână. Ai venit și te-ai băgat în chestia noastră. Așa și? Doi la mă mână. Bag unde vreau eu când vreau eu, mă, care poți să te bagi unde vrei. Tu dar după aia tot nu ești bine și după aia nu vreau să te bagi cu tine. Dacă te bagi unde trebuie. Băi, Codiță, deci ai grijă pe unde te bagi. Ochelar! Băi, ce Dexter? Ai grijă cu filetele și nu pici prest. Mai ce Dexter, mai? Așa, te vin. Aole, iede-te pe pușa. Pe pușa lui Mariana. Saki. Ursulețule. Ce mai faceți, măi, băiat? Ești bine, mă. Bine, sănătoși. Iar ai fost liber, iar ți-ai luat liber. Da. Iar ți-ai luat concediu. Am avut concediu, un episod. Ursulețe. Ce ai zis, că e misiunea viața ta? Aaa, ia, te pare să-mi dau seama. Am luat lecții de la el, vezi că mă votează susținătorii mei. Eu bilet oricum mi l-a luat. Bravo. Dus-întors? Dus-întors. Te-ntors? E doar dus, îmi pare rău. A, și dacă nu te elimine, te descalifici? Niciodată în viață. E misiunea viața mea. Păi deci eliminare. E prin eliminare, că de-aia stau de una jumătate. Păi deci te întorci. Eu? Întorci, bravo. În caz că nu se poate, trebuie să mă întorc, n-am ce să fac. Păi nu, asta zic. De ce ar nu scăp de tine? Păi și nu le ești pe turcul ca idee. Ce să fac? Știi ce-ți dar nu vine? Nu e ca și cum ăsta vine la program. Să scurcă singur să facă combinații cu fetele, nu trebuie să-l ajut eu. Nici nu vine. Cum, trebuie să mă ajut tu? Să mă împingi tu din spate. Și tu ce ai făcut? Ai bocit? N-ai tu treabă ce-a făcut. Ai bocit. Am bocit eu? Pentru cine? Nu, e că n-are ochii umflați. Să nu vezi ce bine arăt. Zici dacă și-am bocit cu fața asta? Da. În trecut, când iubeam mai mult, boceam. Păi normal, că dacă mă iubeai, nu făceai ce ai făcut. Așa e. Bine ai zis. Adevărat. Are vrei să vezi la televizor? Are dreptate, Iuciliță, așa-i. Ce ai zis, mă? Mă, să zici lui... Ce ai zis, bă? Mă, să zici lui ăla care te-a pus pe video. Dar lui îi spun altfel, nu îi spun mă, lui. Înțelegi? Lui îi zic... Cum? A, ce? E surd? A, ai probleme? Și atunci, de ce nu i-ai zis așa? Vrei să zic ceva, turculețe? Bună, 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 bună. Era șmechere și eu aveam să-l fac de bani. Chiar dacă tu dorești să vorbești despre acest subiect, fă-o singur, pentru că nu mi-i pasă. Vai! Nu-ți pasă, dar te-ai făcut de cacao. Nu m-am făcut de cacao, mi-am arătat... Și încă mai mi-arăt dacă vreau, înțelegi? Bravo, arată-ți-o în continuare, ești top. Îți urez succes. Dar să știi că aici nu se plătește. Roxana? Roxana? Dacă vrei, îți dau niște de-a lui Ion, dacă am put. Stai puțin, că nu mai ai legătură aici, te rog.
lui Ion, dacă legătura de pătrunjel nu mai este. Ia zi, fac cadou. Nu mai am aruncat ăia. Poate mi-arată și mea ceva. Nu te aud ce vorbe, ce bolbură. Roxana, acum aveai pe Instagram. A? Nici eu nu mai știu, că am avut vreo 3 conturi, s-au spart toate. Iarăși? Nici eu nu mai știu cum am, jur. Turcu și vai cum. Iarăși, mă, cum aveai pe Instagram? Cum are el acum, vrei să zici, nu cum aveam eu. Cum are el acum, dacă ai început cu Turcu. Întreabă-l pe el cum are el acum, da. Turcu Alex Senior. Și Junior este. Dar cine e Juniorul? Junior. Ăla care trebuie, auzi, ăla care trebuie să vină de aici. Ăla e contul pentru agarici, știi? Pentru... Ai făcut 100 și ceva. Păi ăsta e pentru Junior, ai înțeles? Pentru Junior Senior. Cine a făcut, eu sau eu? A, eu, da, scuzați-mă. După contul lui. Dar, bă, Roxana, mai bine, auzi, mai bine să am contul. Până la el te-a folosit pe tine, ți-a luat contul, l-ai crescut și ți l-a luat înapoi. Păi să mulțumesc, bravo. Da, asta vrei cumva, vrei eu cumva comisiune? Dar eu m-am bucur că l-am ajutat. Auzi, vrei cumva comisiune? Oare cum ți-ai plătit? Nu s-a plătit clauza. Mă bucur că l-am ajutat pe domnul pentru fitness și ce mai face el. Ăla a crescut bine. Repar mașini. Da, acum ești bine. Da, mă, că dacă l-aveam și eu, aveam și eu plau 90 de mimo. Dar nu mai făce. Păi bravo lui, frate, bravo lui. Nu, păi am făcut 35 lor. Să descurcă pe... Lasă-mă că e bine, ai două. Da, mă, da. Am două, mă, unul de sală și unul pentru tine. Mai fac unul. Oricum ai făcut o frumos. Hai că ți-l dau ție, crește. Păi cum a făcut și aia, te iubesc, te iubesc și eram cu altul. Tot la fel. Erai tu, mă? Erai tu, nu eu. Ești ești deșteaptă rău. Da, bravo, mie că m-am arătat cu mai arăt de 20 de ori, hai pe luat. Arată-ți că asta e valoarea. Uite, gecile, scuze mă că m-am arătat. Lasă așa. Și care e faza? Că eu am venit să vorbesc, tu te faci ca p***u, seama cum nu înțeleg de ce. De fapt, tu te-ai băgat în discuție. Păi stai puțin că nu vorbeam cu tine, dragul meu. M-a adus oameni, m-a pus pe cale și vorbea, dar n-am ce treabă eu cu tine. Aoleu, ce treabă ai tu? Păi pentru ce deschizi tu subiecte, vrei să vorbești pentru ce vorbește cu altceva, dacă vrei, că eu nu vreau să vorbesc. Eu ți-am zis de aseară când am vorbit noi doi. Aseară am vorbit noi doi și am zis, băi frate, nu, deschide subiectul, nu mai mă interesează. Păi stai un pic, dacă am vorbit noi doi și tu ai rămas fără replică. Dacă pe tine te interesează și te deranjează și așa mai departe, auzi, mei, te rog frumos. Păi tu nu știi ce să răspund de aseară, că erai cu mâța, cu mâța acolo băgată. Dexter, muța, luța, luca, luca. A fost picată din dacă în p***e și te-ai dus din p***e. Măi, dar ce știu ce știu? Nu, sau cum? Te rog frumos, vorbește cu altcineva. Stai, mă, să fie aici? Auzi, Dexter! Porleone, care ți-a dat-o, ți-a dat-o maximă așa, fără niciun cash. Ia fii atent, tu ai vrut să fie aici, știi să fie aici, știa că o să faci de-aseară. Eu de-aseară știa că o să faci. Dar știi care e faza? Că nu înțeleg de ce o faci, pentru că eu nu vreau să discut despre treaba asta. Tu vorbești pe un subiect făcut de mine. Păi de asta ne-am certat, nu? Nu de asta ne-am certat. Păi da, de asta ne-am certat. Dar nu pasă că păi, ne-ai certat. Mă, păi, dar nu mă interesează. Nu trebuie să lămurești oamenii de acasă sau cum? Dar stai, ești într-o emisiune. Nu mă interesează că trebuie să vorbești, deci păi de ce nu mai vorbim? Nu dar trebuie să lămurești. Dar mă interesează. Ieri era totul bine. Păi, păi tu nu te interesează, nu dai pe oamenii de acasă 2 bani. Da, uite că păi da, ești aici pentru oameni de acasă. Eu nu sunt pentru oameni de acasă. Mulțumesc că mă susțineți și mă iubiți. Dar eu am venit să plec acasă, pare rău. Aici și v-aș fi foarte recunoscător dacă m-ați făcut și mine favorit ca pe o plică. Ai de capul tău. Nu o să ieși niciodată favorit cu fața asta. Bine că ai și tu de pe materialele cu... Da, bravo mie! Da, bravo mie! Da, bravo mie! Auzi, întreb și eu. Ai făcut strategie mereu sau... Ai făcut strategie mereu sau așa au fost pe ultima sută? Dar ai câștigat niște mălai? Sau cum că nu înțeleg? Pentru niște mălai? Pentru niște mălai mă cert eu cu tine. Auzi, prima dată tu m-ai făcut pentru niște... Ce mă? Care... Bă, bani virtuale fie, așa care ai bani ciorabi. Auzi, dar aveai ciorap special pentru aia sau da, că ți-ai descurs? Am, am, de lână, de lână, de lână groșă, așa e. Stai liniștită. Cum erai, cum erai în clip? Asta e valoarea ta adevărată. Da, păi tu mă știi. Păi asta e valoarea ta. Care e problema ta, că înțeleg, de ce ai stat cu mine? Problema? Păi asta e problema de... Bă, dar tu te-ai chinuit ca un s-a dus subiectul 2 episoade aici, ai la cap. Tu de aseară te gândeai să-l aduci aici. Dacă eu m-am despărțit sau tu sau ce ai vrut tu să faci. Lasă-mă că nu-mi interesează. Pe mine nu mă interesează. Mai băiatule, pe mine nu mă interesează să discut că noi de ne-am despărțit. Ca să înțeleagă și creierul la tău mic. Nu înțelegi nimic cum ți-a înșat iară. Băi, băi, n-am intrat în emisiune și mi s-a pus problema. Dacă eu te sun aseară și zic nu deschide subiectul, că mine nu mai îmi pasă. Înțelegi, că mă disper deja. Tu aștept să vii la emisiune să vorbești, ești cap. Deci ca să înțelegi și tu, ieri asta când am intrat cu mine, în emisiune, m-a întrebat doamna Andreea de subiect ceva, nici măcar n-am vrut să răspund pe subiectul ăla. Băi, tu ai deschis acum subiectul, măi băiatule, nu eu. Tu, cu bunița ta. Păi da, de-aia ne-am certat. Păi stai mă, că mie nu mai
interesează ce încercă, gata. Ce, pentru ce vorbești acum, că nu înțeleg? Păi nu, că tu ziceai ceva și era altceva. Stai, mă, pentru ce deschizi tu subiectul, te întreb pe tine. Păi de ce nu recunoști, mă, adevăr? Ce vrei, mă, să recunosc? Ce vrei să recunosc? Las că zic eu afară, că deja bătează. Mai fac așa, că deja mă fac să zic. Bine, hai că mă fac să zic. Dar mă fac să zic, da? Ia zi, mă. Hai că zic acum, ai răbdare. N-are curaj. Ai răbdare că zic acum. Așa să faci ca o ăla când... Ia să faci și tu așa. Poate te-ești mai bine că zice că ești și tu mulat. Stai și doar la cameră să vedem dacă o să ne pleacă la bărbat. Ești tu mai mulți bani, ești mulat. Da. Lăsați așa. Că dacă s-a terminat, să se termine de tot, nu să ce ai făcut, ce ai dres, că ce nu, stai un pic, o lași aiurea de înțeles. S-a terminat, s-a terminat din cauza că... Lumii, da, lumii, unde vrei tu să te lasă de înțeles, lumii, da. Care lumii, mă, că trebuia să vorbim noi doi, măi, băiatule. Vorbește peste mine și nu mă las să vorbesc. Nu vreau să las, Nac, așa vreau să te las, Nac. Oricum vorbesc cu ei și oricum. Păi băiatule, trebuia să vorbim. Deci părerea ta egală cu zero, oricum o să zic de cine am despărțit și care păi a fost adevăratul motiv. Aseară, tu, mă. Nu, adevăratul motiv a fost pentru că tu ai mințit și tu chiar l-ai chemat pe la aici în Turcia. Bă, la hotel. Să-mi limită, bă, nu să vin aici, ochelari. Conversația este alta cu... Este care alta, care să-i trimită și ăștia în conversația aia. Și ți-am pus întrebarea seară și n-ai vrut să răspunzi la... Dar ce mă mai întreb? Ce mai întrebam aseară că te-am blocat? Subiectul aici în emisiune. Păi tu ai vrut să răspunzi. Și tu te-ai cunoscut foarte deșteaptă să mă înjuri pe mine, să țip la mine că tu ești atot știutoarea lumii. Ce vrei? Și m-ai blocat pe WhatsApp și m-ai lăsat. Dar de ce mă te-am blocat? O crizată din junglă. Hai că lămurim în emisiune, că sigur ai venit și hai că lămurim acum. Dar mi-ai explicat aseară așa. Tu dacă ai ajuns în ipostazile alea de seducție, cum îi făceai tu ăla, cum se face că ăla, tu îi spui lui, păi ia-ți cazare lângă hotelul nostru, trimis și cartela cu numele hotelului. Și după aia mai faci tu ce faci pe acolo, niște mesaje și nu știu ce vrei. Ce mesaje? Asta era o insinuare. Dar ce mesaje? Adun vie aici în Turcia, cum ai zis și aseară, că te-ai contrazis de două ori. Ai zis, domnule, stai că nu l-am chemat, după aia l-am chemat, dar nu mă vedeam cu el, tu crezi că mă vedeam cu el? Bă, era că l-am chemat aici? Păi stai, păi, m-a bucurat să rodeam cu tăvară și mi-a dimineață. Te răzbă la ce creier ai? Păi cum îl chemă pe om degeaba, mă?